Pe pagina de Facebook a primarului Nicolae Barbu, Giurgiu Veancă i-a povestit cum un cetățean a sesizat în cadrul emisiunii Audiența de la TV Giurgiu, în care invitat era fostul primar Lucian Iliescu, că nu este primit în audiență de către actualul primar al orașului. Doamna i-a mai povestit edilului încă o nemulțumire legată de telespectatorul indignat, cum că acesta este posesor de autoturism și a îndrăznit să marcheze un loc de parcare cu dungi albe desenate cu vopsea. Femeia a mai reclamat că omul cu pricina devine agresiv verbal chiar și la adresa primarului, dacă cineva îndrăznește să parcheze mașina pe desenul său. Nicolae Barbu a fost prompt și a răspuns doamnei pe același Facebook. Ba mai mult, acesta anunță pe Wall că a remis mesajul către poliția locală să se deplaseze urgent la fața locului, unde omul s-a apucat să deseneze pe asfalt. Discuția dintre edil și cetățeană s-a oprit aici. Doamna, care își exprimă nemulțumirile pe populara rețea de socializare, a trimis un mesaj privat realizat emisiunii Audiența, prin care reclamă că nimeni de la poliția locală nu a făcut dreptate în cazul dungilor din parcare trasate de cetățeanul supărat. Echipa TV Giurgiu, cu toate mesajele în mână, a plecat către șeful poliției locale, Lazar Ciobanu, pentru un punct de vedere, după ce acesta le-a spus că îi așteaptă și că este dispus să ofere detaliile cerute de reporter. Surpriză însă, șeful poliției locale tocmai plecase cu niște treabă. Cum primarul și-a făcut treaba pe rețea, șeful poliției locale nu-și vede capul de treburi, femeia nemulțumită dă și ea mesaje spre binele urbei, am plecat către cetățeanul care a comis fără de legea pe domeniul public. Am găsit un cetățean nemulțumit care spune că nu cerșește nimic la primărie sau primar, ci doar își manifestă simțul civic. Cât despre parcare, nimic e și din comun. Doar niște dungi albe ca niște ghiocei peste griul care domină pretutindeni. Locul nu este personalizat, nu are număr de înmatriculare scris ostentativ de către cetățean, așa cum am mai văzut, ci pur și simplu s-a dorit să fie frumos, așa ca în centru, după cum spune omul. Am avut niște vosea lavabilă care mă duceam cu gunoiul și am zis, ia să fac și eu un marcaj unde parchez o mașină. Aici eu, uitați-vă dacă vedeți, eu mătur, uitați gunoiul strâns acolo, fac curățenie, iarna îmi dau zăpada la o parte, niciodată nu o să vedeți în jurul la mașina mea că este gunoi. Uitați ce se întâmplă. Deci, și am zis, de ce să arunc vopseaua aia? Fac un loc de marcaj să fie și la noi în oraș, și la noi aici, a tineretului, cum este în oraș. Vă deranjează dacă altcineva parchează pe locul marcat de dumneavoastră? Niciodată nu am, niciodată, și nici n-am să îndrăznesc vreodată să-i spun la cineva de ce a parcat aici. Mai multe despre acest subiect aflați într-o ediție specială Marca TV Giurgiu, imediat după Jurnalul de Știri.